Vă salutăm din nou pentru a treia oară din San Jose, capitala Costa Ricăi. Doar ce am ajuns și în drum spre următoarea destinație vom face un popas de o zi. O să rămânem peste noapte în San Jose pentru că avem unele lucruri de cumpărat și de rezolvat. Așa că gata, am plecat din Uvita, s-a terminat vacanța noastră de două luni, ca să zic așa. Așa este, s-a terminat vacanța, a fost foarte, foarte frumos, dar trebuie să reîncepem călătoriile. Am turat motoarele și iată-ne ajunși pe data de 2 ianuarie în San Jose. Hai să chemăm un Uber, ca să ne la spunem câteva vorbe despre costuri. Ne-a costat autocarul din Uvita până în San Jose 12.000 de coloni, aproximativ 82 de lei pentru două persoane. Cu Tracopa, aceeași companie care ne-a și dus acolo. Și de data asta am făcut mai puțin de 4 ore, dar data trecută am făcut undeva pe la 5 ore. Da, aproximativ 4 ore, o distanță relativ ok, 230 de kilometri, ceva de gen ne-a arătat Google Maps-ul. Așadar, hai, bine, am revenit în San Jose. Da. Ai găsit? Da, ne comandăm un Uber pentru 1350 de coloni. Asta înseamnă 2 dolari până 10 lei. Da, vreo 9 lei. Bine, distanța e de vreo 2,5-3 km până la hotel. Mergem la Hotel Sura, unde am stat și ultima oară. Mă bag cu tine aici. Hai, la drum. Ce mișto e să te întorci în locurile în care ai mai fost, nu? Aici am mâncat foarte bine la acest restaurant. Este un restaurant specific nicaraguan. Nicaraguan, am zis bine? Probabil că da. Ceva chiar de gen? Așa se numește Nicaragua. Este lângă hotelul nostru și am lăsat bagajele, doar pentru că mi era gata camera, am ajuns destul de vreme. Da, e ora 12 la prânz și mai durează, a zis că mai durează puțin. Check-in-ul normal este la ora 2, da, dar au spus că camera se va face mult mai repede, adică vom avea acces mult mai repede, probabil până în ora 1. Și am venit să mâncăm. Am venit să mâncăm, da. Am mai mâncat aici și... E o mâncare delicioasă. Foarte sănătoasă, da, se duce nenou. Abia au pus grătarea. Da, în spate au pornit grătarul. Să vă arătăm probabil ce mâncă. Ia uite. Uite friptanele. Wow. Așa arată meniul în acest restaurant. Sute 3000. Carne, ceva de gen, sucuri, 700, carne la grătar, ceva de gen, 3000. Și asta e o rochie tradițională, probabil din Nicaragua, așa se prezintă. Flori, poți să faci o probă, dacă vrei, cu această rochie. Și credem noi că aceștia sunt... Ah, da. Banii din Nicaragua. 10 cordobas, 20 de cordobas, 50, 100, 500 de cordobas. Ne pregătim cu Nicaragua? Nu știm, niciodată să nu spui niciodată, nu? Chia. Ne-am comandat și două sucuri, suc de chia,
Da, chia, spune ei. Chia și suc de cicea. Cicea, dar asta nu știu. Cred că sunt struguri, așa, are gust de must. Și asta e un suc cu semințe de, de chia. Așteptăm și mâncarea cu interes. Bine am revenit în San Jose. Sucul natural. Suc de chia, de chia, cum spune ea, am mai băut și data trecută și ne-a plăcut foarte mult, dar cicea este prima oară când îl degustăm acum. Da, și că e făcut din porumb alb, zmeură, miere și apă, bineînțeles. Am uitat că eu eram curioasă ce e. E extrem de dulce. Zici că e must. Mai bine de atât nu cred că se înseamănă cu ceva ce cunoaștem noi. Cicea. Cicea. Foarte tare. Mamă, ce e aici? Ce e? Jumătate de pui? Asta e galopinto, adică orez cu fasole. Au și orez cu fasole, la fel ca și costaricani. Banane și salată cu varză, morcov și castraveți. Miroase puiul ăsta, deja m-am suturat de miros cât l-au ținut pe grătar. E la fel ca data trecută? Are foarte multe condimente. E genial. Hai că vorbim după. Suntem ca la noi acasă aici, nu? La Hotel Sura. Flori s-a dus și a pus o cafeluță. Da. Păi, peste tot pe aici, prin Costa Rica, ai cafea inclusă. Orică e hotel, orică e pensiune, orică e ecologi. Și camera mai durează vreo 10 minute și dacă tot n-am apucat să beau cafea azi. Mi-am cazat și surpriză în aceeași cameră în care am stat și data trecută, camera numărul 3, care e foarte drăguță. Nu e foarte mare camera, dar e foarte curat. De asta am și revenit. Avem și baie privată cu apă caldă, de data asta. Și un spațiu pentru depozitat haine. Un televizor. Ventilator, deși noaptea nu e nevoie, cred că nici acum nu ar fi. Și nevoie. Ceea ce ne încântă foarte, foarte tare este această minunată terasă. Da. Și este foarte liniște. Bine, zona în care stăm, nu știu cum se numește, dar e foarte liniștită și ziua și noaptea. 150 de lei pe noapte. Am plătit fără mic dejun. Mic dejun, data trecută am plătit separat, adică am mâncat aici. Cât era? 2500 de coloni de persoană. 2500 de coloni. Adică 4 dolari până în 20 de lei. Până în 20 de lei de persoană. Da, mic dejun tradițional cu cafea. E super mișto, super mișto. Locația, cazarea. Așadar, o să ieșim puțin să explorăm orașul San Jose din nou. Da. Oare de câte ori vom mai reveni? Nu știu. Bine ați venit în San Jose? În suburbiile din San Jose. Cum ți se pare după două luni de liniște? E haos, ce să zic. E murdar? Adică e la fel de mult ca înainte, dar știi cum e, cum vii de unde, dintr-un loc unde nu e atât de populat. Și nu suntem în centru, aici suntem în... Păi în suburbiile San Joseului, da. Merge către centru. Da. E foarte cald. Cred că e... De fapt este cel mai cald de când am tot venit noi în San Jose. Da, păi am prins niște zile cu ploaie, dățile trecute în norat. Da, cred că s-a încălzit totuși vremea. Au trecut două luni de ultima oară când am fost. A venit vara, da, a venit sezonul uscat. Așa este. Lume foarte multă, că azi e duminică. Multe magazine sunt închise și restaurantele, soda, cârciumile, eu știu cum se numesc. Sunt deschise și toată lumea mănâncă, dansează, cântă. De mâine la muncă. Este poliție la aproape fiecare colț de stradă, să nu exagerăm. Dar totodată
la fiecare colț de stradă sunt mult mai mulți oameni ai străzii. Oameni ai străzii, oameni dubioși care se uită pe tine de sus în jos. Nu știu dacă ai observat mai devreme că m-a oprit în fața unui tip care se uita la mine și m-a oprit fix în fața lui la 20 de centimetri, dar nu mă uitam la el. Și îl vedeam cum mă studiază așa din cap până în picioare. Și uite că ai avut curaj să scoți camera, eu aș fi ținut o geantă. Acum am ajuns în centru. Da, aici nu mai e, gata. Da, nu, ești... nu aici încerca să-mi fure... Ești să-mi safe. Nu, no, mai încolo, puțin pe, da, pe străduțele alea. Da, da, da. Noi ne-am oprit aici în San Jose dintr-un motiv important, ca să spunem așa. Vrem să găsim lavaliere, pentru că în zona Uvita, San Isidro, nu există așa ceva. Numai că am calculat ceva prost. Azi e duminică. Păi, da. Și cam sunt închise. Este duminică după avem... amiază și mâine schimbăm orașul. Da. Așadar... Mai căutăm... Poate avem noroc și găsim ceva. Vom vedea. Nu știu unde mergem, adică nu am întrebat pe nimeni. Păi nu, mergem fără, găsim... mergem fără ținte, exact. Da, ceva cu electronice. Trebuie să găsim ceva cu electronice, dar ceva mai mare. Da. Că sunt la... foarte multe, da, magazinașe cu care repare telefoane, care au chestii de telefoane, dar nu au așa ceva. Sunt multe magazine cu haine și cu încălțăminte. Da. Deschise. O să mergem la PCR să facem o retragere de numerar, adică cash. Avem nevoie de cash. Nu o să filmăm că e bodyguard aici. Am ajuns în zona centrală. Aici este Banca de Centrală de Costa Rica. Banca Națională de Costa Rica. Și așa mai departe. KFC, niște statuete foarte interesante care nu știm ce reprezintă, dar sunt mișto. Nu scrie nimic, ar fi fost interesant să vedem despre ce este vorba, ce reprezintă aceste statuete. Un lucru important ce trebuie să fac aici în San Jose, trebuie să îmi cumpăr papuci. Da. Da, pentru că papucii pe care i-am avut în Uvita, i-am ținut aproape 2 luni de zile, am și muncit cu ei. Și ne-am s-au lăsat cam, o parte din haine acolo. Da, s-au cam destrămat. Bineînțeles, McDonald's-ul cu renumita sa coadă. Am înțeles că e foarte scump aici în Costa Rica, McDonald's-ul. N-am idee, dar... Nici nu ne interesează, sincer, pentru că aici în Costa Rica avem sodas, nu? Da, dacă mâncăm la McDonald's o să arătăm așa. Ah. Catania asta. Da, aici pe fața ei ar fi trebuit să scrie McDonald's sau KFC. Da. Ia uite pe mariachi sau cum le zic, nu? Uite-i sus! Da, nu mariachi! Sau nu mai va le zic, da? Da. Da. Îmi place această zonă din centrul San Jose-ului. E foarte populată, foarte animată, cu multe... Ia să vedem. Next shop. Nu e ăsta. Am intrat mai devreme, de am întrebat de la valiere la un magazinaj ăsta micuț și ne-a zis să mergem la un altul care este mai mare. Da, cred că o să lăsăm la valierele pentru altă dată. Din nou, pentru că nu ai unde să cumperi aici. Bine, e și duminică după amiază și magazinele mari de electrocasnice sunt închise. Electronice. Așa că ne vom auzi aici, așa, în modul acesta de acum încolo.
Și de acum încolo. Îi ia poliția pe ăștia în serie. Tocmai îl bagă pe unul la dub acum, l-a pus să-și dea și returile jos, să-și dea toate alea de prin buzunare. Ne-am uitat puțin înainte. Fie suspect de ceva. Păi sigur, da. Sigur l-a prins, ori că a furat ceva, ori cu droguri, cu diferite chestii. Foarte multă poliție. Bine, probabil că e și imediat după sărbători, lumea mai e încă liberă, e weekend, e plin, plin de poliție. L-a băgat la dubă, gata. Deci foarte, foarte multă poliție. Au plecat ăia, mai sunt încă 3. Acolo mai sunt încă 2. Foarte mulți. Dar nu-i pot stârpi pe golani, din păcate. Sunt foarte mulți golani. Cel puțin în această zonă, în San Jose. Dar rucsacul meu e în față. Păi te-ai fără lucruri te-ai de învățat minte, nu? Hai să scot la papuci. Hai, da. Să vedem pe unde naiba găsim. Am ajuns aici în San Jose direct în mijlocul cu petrecere, așa mă simt. Muzică peste tot. Mă duc să-i filmez pe ăștia cum își prezintă carnea, produsele de carmangerie. Ia să-l vedem pe tip. Își prezintă hainele. Uite că data trecută era la Mezeduri cu ofertă. Da. Vrei o felie de pizza? Eu o să-mi iau o felie de pizza, să mai pot de poftă. Nu știu de care. Nu știu de care, dar vrei să-mi iau. Asta-i cu puperci, cu șupuriță, cașcavar. Asta e tot la fel. Salam, puperci. Vrei să-mi iau. Vrei să-mi pizza? Da, mi-am luat pizza. Vrei la măr? Ție ți-am luat un măr copt, nu? Da. Măr copt cu nucă, cred, sau cu alune, ceva de genul. Cât ai dat pe asta? 1250, adică 2 dolari. 10 lei. 8, până în 10 lei. 9 lei. Așa se mănâncă pizza aici, pe ritmuri latino. Mărul, aha. Ce ai primit, dragul meu? O felie de pizza și suc de dude, de mure, nu știu. Ideea e că ăsta trebuie să-i faci o gaură aici sus, să bei așa. Hai că mă-i descurca eu. Mi s-a lipit de toți dinții. Jeleul ăsta nu știu ce e. Mărul este întreg, nu-i copt și are un fel de... nu știu să zic, bomboană, de care sunt lipite alune. Dar mi s-a lipit de toți dinții. Foarte greu de mâncare. Merge? Da. Hai că n-am găsit la valiere, dar am găsit altceva mai interesant care mi-a atras atenția și a trebuit să fac această achiziție.
Da. O pereche de bermude cu harta lumii. Foarte interesant. Noi suntem? Aici. Negru alb. De aici pe undeva. Da, super. Hai că s-a cam lăsat frig. Da, s-a lăsat. Ia zi, câte grade sunt? Acum cred că sunt în jur de 24-25 maxim, ceva de gen. N-am mai fost atât de frig. Da, în Uvita deja la ora asta nu mai puteam să respirăm. E cu totul altă clima aici în San Jose. Uite pe domnul, nu știu ce vinde acolo. Dar vinde și el ceva. Nu știu, dar nu mai mâncăm și nu mai avem nimic, că am mâncat foarte mult azi. Ce? Mai ne plimbăm puțin pe aici. Cam asta o să fie plimbarea noastră prin San Jose. Hola! Vor și ei să fie filmați. Da. Da, din păcate nu am găsit la valiere. Am făcut oprirea în San Jose special pentru asta. Pentru că cei din zona Uvita ne-au spus că în San Jose cu siguranță găsim aici. Da. Numai cu siguranță sunt aici, n-aveau numai de unde. Că e duminică astăzi. Și... Uite o biserică mișto. Nu o să intrăm că au un fel de paznic și nu vrem să... deranjăm. Da, e foarte mișto. Toate aceste păsări care le vedeți sus și le auziți sunt niște papagali verzi? Da. Uite și acolo s-au așezat niște acei tagi. Da, vezi? Pe acea clădire, da. Uite. Ia uite cât sunt. Vai, dar cât sunt! Mulți! Mulți, foarte mulți. Gata, încheiem vlogul din San Jose. Se va termina încă și ziua. Se lasă întunericul și noi vrem să ne plimbăm pe stradă totuși. Mai avem jumătate de oră. Vor urma vloguri din următoarea noastră destinație din Costa Rica. Abia așteptăm să împărtășim cu voi. Așa că țineți aproape. Vă pupăm!